Dintre toate sidurile pe care le puteam alege, noi ne-am oprit fix la ăsta, care-i tot un deal șovalei, așa că de fiecare dată când fac un drum, am de lucrat și la partea de terraforming, dar important este că l-am făcut. Acestea fiind spuse, bine te-a regăsit pe breasla haiducilor. Pentru a răspunde la întrebarea care-i faza cu toate drumurile și podurile pe care le facem, ei bine, ne-am decis ca sezonul acesta toate zonele să fie conectate între ele, prin drumuri sau poduri, în funcție de posibilitățile pe care le avem. Și având puțin timp liber, m-am ocupat de drumul până la clădirea de Leapșa, iar acum ar trebui să mă ocup și de capete, deoarece nu le-am dat refresh săptămâna aceasta, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine! Prețuri mici pentru oricine! Mai multe detalii în descriere! De început voi redenumi acest săculeț vânătoarea săptămâna 3, pentru că aici voi pune toate capetele pe care le-au adunat băieții pe parcursul acestei săptămâni și în premieră toate cele 30 de capete au fost aduse, cred că în primele 48 de ore, ceva de genul, 3 capete de sniffer, frumos în partea asta, 3 de văcuță roșie, 3 de pisică, diferite culori, văd că avem și ăsta, alb cu negru, nice, am capete pe care să le folosesc în viitoarele videoclipuri, ăsta de măgar, în partea asta de broscuță, bă, toată lumea a dus de broscuță portocalie, dar, privind partea bună, am 2 Screaming Goat Head-uri și un Goat Head normal. Acum, hai să trecem la cele mai rare. Despre Cave Spider nu am ce spune, însă mă mir că băieții au făcut rost de Blue Axolot Head în, cum am zis, 24-48 de ore, știu că ziceau oamenii în comentarii, bă, nu, e mult prea rar, nu, și până la urmă o trecut o zi și deja l-au avut, adică e rar, dar în același timp am încredere în haiduci că se descurcă oricât de greu ar fi challenge-ul. Însă dacă săptămâna trecută am pus cap de Blue Axolot și de vrăjitoare, săptămâna asta trebuie să vin cu ceva mult mai greu. Și ce cap poate fi obținut mult mai greu decât un Blue Axolot, ei bine, nu este Warden-ul, ci capetele haiducilor. Iar în partea asta voi pune o mențiune, capetele de la Trader nu se pun. Așa, gata. Capetele de la Trader nu se pun. Săptămâna asta voi alege 4 haiduci și cei care aduc capul lor vor trebui să îi omoare. Adică în momentul în care iei capul ar trebui să scrie ceva de genul Killed by Blushman, Killed by Colpir că-i pe server și așa mai departe. Deci nu merg alea de la Trader pe care nu scrie absolut nimic. Și de ce vreau să pun capetele haiducilor? Ei bine, pentru mai multe puncte ca să poată reintra în joc. Dacă mă duc în partea asta de sus, cred că Nenia Panda cu, ia uite, aici Domino, Full, Peter, cam puțin, da uite, Ionuț și Panda au o grămadă de puncte și va fi destul de greu să își revină ceilalți haiduci, așa că le voi oferi o șansă adăugând 4 capete cu punctaje destul de mari. Pentru că nu mi se părea corect să aleg eu aceste 4 capete, am fost până la Nenia Colpir și l-am rugat să-mi spună 4 nume de haiduci cărora să le fac o surpriză în această săptămână. Clar, o început cu el, după care a înșirat Peter, Blushman și Puff. N-am filmat partea aia, sper că o filmat-o și-o pus-o el, dar oricum, sărind peste asta, a ales aceste 4 persoane și va fi doar un cap, deci nu poți să aduci 3 capete ca până acum, primul venit, primul servit și va primi 2000 de puncte. Asta ca să-și mai poată reveni în cursă cei care au rămas puțin în urmă. Însă există 2 condiții. Capul nu trebuie să fie de la Trader și capul trebuie să fie de acum. Deci de, nu știu, luni astăzi, luni. Nu că, bă, l-am omorât pe Colpir sau uite cum am omorât Colpir în prima zi. Nu să pun capetele alea vechi. Trebuie exact acum, din acest moment.
Așa, și nu contează că vin și ne iau la bătaie sau vin și ne oferă bănuți în schimbul capetelor noastre. Ideea este că primul venit, primul servit, 2000 de puncte, indiferent cum face rost de el. Iar celelalte 6 capete sunt de cămilă, oaie colorată, delfin, cal, husk și alei. Ca să fiu sigur că nu apare vreo confuzie, am pus regulile în partea asta, capetele de la trader nu se pun, capetele vechi nu se pun, trebuie de săptămâna asta și haiducul trebuie omorât de cel care îi aduce capul aici. Deci toate regulile sunt în partea aceasta și am mega mult noroc cu bundle-urile pentru că în felul ăsta am toate capetele pe aici și știu, domnule, uite, vreau să pun ăsta de cămilă, bam, uite aici, n-am de cămilă. Atunci îl pot pune fără probleme și să las item frame-urile în partea asta. Gata, am rezolvat săptămâna asta. Nu sunt mai obăieți de mine că întârzie capetele. Le-am pus luni, dar și săptămâna trecută le-am pus luni. Nu e o problemă atât de mare. Oricum, cel mai probabil în 48 de ore, iar îs toate capetele aici. Acum că am terminat cu capetele, dau o fugă până la magazinul de sniffer, deoarece m-a chemat Puf să îi dau bănuții. 3 ouă de sniffer și 12 diamante, mi-a zis bunicul că ar trebui să-i dau pentru ferma pe care a făcut-o acolo la subsol și sper un singur lucru, să nu-mi vrea capul. Hai că am venit până la ferma de sniffer ca să fac un mic trade cu nenea Puf. Hai, dar mișcă te odată, blu. Vin, gata, gata. Băi, și bunicul tot să mișca mai repede, mă. Știu că să mișca mai repede, eu zis că i-a plăcut pe aici cu Tudor să se plimbe, să sară, să... Și tu ai o, bă, tu mi-ai pus-o în casă, mă? Nu. Eu nu. Ce-o? Eu pus cineva găini în casă, mea. Și nu știu cine și trebuie să-l găsesc. Okay. Aveam pe Sebi pregătit pentru tine să te dau pe cârcă, dacă tu mi-ai pus oul în casă. N-am fost eu, n-am umblat pe acolo. N-am avut treabă. Bănesc că m-ai chemat să mă... Da. Domnule. Da, te-am chemat. Te-am chemat ca să-ți plătesc. Hai, de fapt, stai, îți dau din nou ouăle astea. Să fie. Vin înapoi. Da. Că să-ți dau plata pentru, ia uite, luăm unul de aici, unul de aici și unul din partea asta. Deci, 3 ouă, mi-a zis bunicul, și o mai zis 12 diamante. Așa a zis bunicul, 3 ouă, nu alea, astea la alte. Mulțumesc frumos, am și eu unul, nu mai întrebe. N-ai pentru ce, și acum să iau diamantele de aici. Am făcut și eu vânzare, mamă, 20 de diamante. Ai vândut ceva? Am două ouă de sniffer. 20 de diamante, nu-i rău. Mă, să știi, mi-am scos investiția aici. Am fost cu Peter mai devreme pe acolo, pe la capetele tale. Și am văzut că ai pus capete de player. Da. Că ai totemul în mână oricum. Da, ok. Ceapa ta. Da, zi. Dar am vrut să te întreb, îți mai trebuie capul pe umeri? Da, mi-l mai trebuie, da. Ești sigur? Sunt foarte sigur. Da, aș vrea să-ți sparg un totem, totuși. Da. Am plecat atunci, pa! Haide, vino înapoi. Nu vin, du-te, lasă. Vino la mine, vreau capul nu, de lasă, la tine. Lasă, am Hai plecat. Hai că rog eu. Nu, lasă. Nu fugi pe aici, uite pe unde fuge. Hai, mă. Fug, lasă. Nu mai alerga că ți se face foame. Dar nu mi se face și foame. Și poate ți se împiedic. Sparge totemul. Nu o să sparge totemul. Nu. Aoleu, nu, că era asta pusă invers, nu-i bine? Aoleu, nu! Nu-ți trebuie sabie, mă! Vine înapoi, mă! Nu-i vorba de sabie! Sabia, barcă! Nu-ți trebuie barcă, hai înapoi! Bă, trebuie barcă, sper că ăsta e mai lung și nu se oprește aici! Aoleu! Mă duc! Da, nu se oprește aici! Am scăpat, hai că am scăpat, e bine! Pa! Dacă tot am scăpat de Puf și am ajuns la Panda, mă pun să pregătesc câteva poțiuni de Speed 2 pentru că va fi o săptămână destul de lungă. Adică, pe bune, fugării de toată lumea, nu o să fie prea ușor. Așa, în partea asta, 6 sticluțe și hai să începem. 6 poțiuni de Speed 2, ar trebui să-mi ajungă norocul bărcuța asta, 2 toteme la mine, ar trebui să fie totul ok. Că tot am venit de la Panda, m-a chemat în partea asta ca să discutăm puțin, sper doar că nu vrea să-mi ia și el capul. M-a zis pe aici pe undeva. Ei, salut Panda!
Oh, salut, bine ai venit. Bine te-am găsit. Salut, salut. Ah, faci provocarea? Pedeapsa de la Leapșa? Da, din păcate. Mamă, ți-ai făcut și armură, ți-ai făcut de toate. Bravo, bă, bravo, aia, da, îmi place. Golden Warrior, direct. Da, luptătorul de aur. The Golden Boy. Fii atent. Da, pentru capul ce... Capul tău e pus pe perete acolo. Da, te nu-i... Așa, direct. Nu-i vina mea că-i pus acolo, eu l-am întrebat pe Colpir, el a zis. Aul, bă, stai, man, au trecut 4 ore. Literally. Da. Sau, eu era 5, eu la 12 le-am pus astea. What? Da, da, știu, sunt puține. Uite, a mai rămas aici un spațiu, ca să nu zici că... Ok. Am zis eu 24-48 de ore, da. Sună bine capul lui Blushman, 2000 de puncte. Bine, plec, pa! Stai, că ce? Nu, nimic, nu vreau bătaie, nu vreau. uite, sunt... Stai uite, departe. Stau aici, okay, stau aici, okay. O să vorbesc de aici. Zi. Băi, eu zic să o facem fair și să ne duelăm, ca bărbații. Ok, deci ne duelăm ca bărbații, ne pițigăm de sfârcuri, eu primul. Bă, nu, nici chiar nu, așa, nu, dacă okay, vrei... Ok, nici chiar atât de bărbați. Sunt sensibil, știi? Ok. Ok. Bă, o dăm în armură de gold, frumos, ca băieții, și cu o sabie de gold, simplă, fără enchanturi și un shield. Ce zici? Mă, putem. Atunci stai să-mi dau, dă-ți și tu căscuța jos, să fie așa frumos. Uite, pătuțul, așa, gata. Gata, respawn. Bun. Point. Și ce ai zis că ne mai trebuie? Sabie de... De gold simplă. De gold simplă, stai să fac, ai și tu sau... craftez eu. Am sabia cu Leapșa. Hai să nu facem, să nu folosim pe aia. Bun, scut n-am. Deci scut până astea, nu, n-am scut. Fără mâncare, fără okay. Șmecherii, fără trucuri, fără găleți de lavă, fără end crystal-uri. Deci fără trucuri, ok. Și fără totem, zic. Fără totem, bine, și fără totem atunci. Păi n-avem... Unul dintre noi o să moară aici, aia e. Hai să îmi pun sus, am 46 de nivele, hai că îmi pun aici sus în butoi totul. Vrei și o poțiune de speed să fie treaba? Da, merge și o poțiune de speed, chiar merge. Cred că ar trebui să îmi lași eu lucrurile, nu? Da, vezi acolo într-un butoi, ar fi indicat. Am băgat aici și stai să și mănânc înainte. Eventual pot să îmi las golden carrots-ii. Nu la noi că nu mâncăm. Da. Îți las și sticlele alea că sunt tale. Nu le-am luat de la baza ta că mă fugărea puf și mi-am făcut niște poțiuni. Am înțeles. Da, am scăpat azi de moarte odată, deci sper că scap și de data asta. Ai emoții? Da, am. Băgăm poțiunea și ne batem? Da, băgăm poțiunea și ne batem. Ok, 2. Ești gata? Da, tu ești gata? Da, sunt gata. Hai să vedem ce iese, hai. Bun. Ok. Ok. Hai că e bine. Hai că e bine. Bă, o să fie greu. O să fie destul de greu. Nu te nici sabia asta a noastră. Da, e destul de greu cu sabia asta. Mamă, dar speed-ul ăsta mai mult ne... Da, aia zic că speed-ul ăla mai mult mă încurcă și pe mine. Ok. Stai să văd. Nu, ok. Ok. Cineva... Oh, nu. Hai să-l prind. Oh, l-am făcut! Ăla-i! Sper că și-o pus... Mamă, nu cred! Bă, nici n-am văzut particulele, bă, nu cred. Genial! Mersi. Vai, și am zis că scap, mamă, eram așa fericit, am zis, bun, l-am bătut, să vezi, plec, gata! Vai... Păi hai să vă văd atunci, hai să vă văd cum puneți capul acolo dacă tot l-ați luat. Hai să nu vine să cred. În sfârșit. Mi-a luat revanșa după atâția ani. Let's go! Ok. Bă, m-ați făcut bine, n-am ce zice. Bravo, a fost fain. Acum hai la Colpir. Nu e aici, dar pe el mai aveți. Hai, toți pe Colpir. Da, așa ar merita Colpir, așa ar merita. Păi el a venit cu ideea. Eu am zis, bă, corect. Să fie random și el a zis 4 haiduci random. Nu știu pentru ce, deci nu îl învinuim. Oricum, felicitări, ai
chiar m-ai bătut, fair. Da, mulțumesc, felicitări și ție, a fost un duel pe cinste. Nu știu ce s-a întâmplat săptămâna asta, însă băieții au fost mega productivi și după doar 8 ore de când am schimbat capetele, le-au adus pe toate 4 de haiduci și 18 de mob. Nu mă așteptam să iasă în sub 48 de ore, mă gândeam totuși că va dura până fac rost de toate, însă aparent m-am înșelat. Chiar le place băieților vânătoarea de capete. Săptămâna trecută în 24-48 de ore toate capetele au fost puse, săptămâna aceasta în 8 ore, săptămâna viitoare direct, într-o oră, bam, toate capetele. Ce să mai trebuie să le pregătesc premiile? Sunt foarte curios ce punctaje au adunat până acum și cine vor fi cei 3 câștigători, însă, sărind peste asta, vreau să mă ocup puțin de promovarea magazinului de sniffer, pentru că n-am apucat să fac treaba asta până acum. Nu mă voi mai chinui să fac 14 cărți în care să invit pe haiduci la acest shop, ci voi pune un simplu semn cu am deschis, însă pe lângă asta le voi construi și ceva la bază pentru a ieși în evidență și am nevoie de niște lână verde, portocalie, mos și cam atât din partea asta. Acum hai la niște cumpărături și voi începe cu magazinul de lemn. Zi-mi te rog care e din Mangrove la magazin. Ăsta ar trebui să fie 3 diamante pe stec. Mamă, ce s-o scumpit. Sper că mi-ajung 2 stecuri. Hai că iau din partea asta. Teoretic, cred că ajunge numai 1, dar să fie mai mult puțin și îl voi folosi cu altă ocazie. Îi las aici 6 diamante. Mamă, ăsta e cel mai scump din ceea ce am nevoie. Acum dau o tură până la colpir. De unde voi lua 3 stecuri de mos? Cred că ar ajunge, ia zi, un stec, un diamant. Măi, hai să iau 4 stecuri, dacă tot îs aici. Mamă, cum o ascuns Ender Chest-ul? 4 stecuri, perfect. A, pot să iau de oriunde? Iau din partea asta. Bam, 4. Și acum îmi mai trebuie doar niște lână verde. Și mă bucură că nu mai trebuie să merg până la Chobi pentru asta, deoarece voi putea cumpăra direct de la magazinul de lână și concret. Ok, deci vrea să vândă și concret pe lângă lână. Dar acum pe mine mă interesează lână asta, superb, un diamant stack-ul. Dar, Ender Chest-ul e ascuns aici. Cred că 2 stack-uri ar trebui să-mi ajungă. Hai să fie 3, da? De siguranță, dacă rămân în plus, asta este 3 stack-uri. Bă, dar aici nu sunt 3 stack-uri. A, au folosit el 4 bucăți. Ok, ok, deci ne fură. Și sticlă colorată. Bă, băiatule, super. Bine de știut că pot lua din partea asta sticlă colorată. Dar nu vinde și teracotă, dacă toți suntem aici. Sticlă are, lână are. Acum că am toate materialele, mă pot apuca de treabă. Voi construi la baza fiecărui haiduc câte un mini sniffer și am început cu Nenea Peter în partea aceea, iar acum a venit rândul lui Colpir și mă gândeam că în zona asta ar trebui să fie perfect în cazul în care îl încurcă o va distruge el, dar de început îmi trebuie picioroșele și nu știu dacă ați observat treaba asta, dar snifferii au picioroșe albastre. Bă, nu mă așteptam niciodată să fie albastre. Dacă vă uitați și voi, veți observa că îs albastru, ăsta mai închis, deci blue terracotta se potrivește perfect, după aia vine niște păr pe ele. Dar sărind peste treaba asta, am nevoie de mangrove loguri, 6 la număr, și să le transform în stript, după care am nevoie de 4 mangrove stairs care vin exact aici între ele. În partea din față și în partea din spate, niște plank-uri pe care nu le am și nici n-am loc de ele. Băiatule, de ce nu fac ăștia inventarele puțin mai mari? Hai că las stonecutter-ul și acum ar trebui să am puțin spațiu. Bum, am rezolvat partea de jos și mergem mai sus puțin. Voi începe punând un rând de mangrove plank-uri, atât, după care un buton în partea asta, un buton pe cealaltă parte exact la fel și niște semne ca să dea puțină adâncime acestei statui, că după pare mult prea simplă, pare mult prea plată, pentru că oricum în partea de sus va fi plată, că vin așa random cu moss și green wool. Atât, în felul ăsta ar trebui să fie ok, aici puțin mai sus, aici venim așa și
cam atât, după care sus de tot câteva carpete. Așa, le-am rezolvat, eventual mai scos și pe ăsta. Bun, este rezolvat spatele, acum mai am de făcut doar capul, după ce scot stone cutter-ul și îl mut puțin mai încolo. Pentru cap am nevoie de câteva plank-uri care vin în felul acesta, apoi niște slab-uri deasupra, atât, și îmi trebuie încă două slab-uri aici jos. Ăsta ar trebui să fie capul. Pentru urechi, direct două scări, una pe dreapta, una pe stânga și două loguri sub ele, după care le transform în stript. Și mai rămâne piesa de rezistență, botul lui. Și atunci, bam, trei scări, deasupra pe mijloc un smooth redstone sand, încă două scări și trei carpeturi portocalii. Bam! Aceasta este statuia snifferului. Nu pot să zic că am pus-o prea bine aici, acum că e construită, dar mi se pare interesantă să ai un mini sniffer lângă bază. Cred că mai bine mergea aici puțin mai în spate, dar asta este acum, am făcut-o și mai vine semnul de final cu am deschis, semnul exclamării, 478, 119 minus 26. Astea sunt coordonatele la care se află magazinul de sniffer și acum hai la treabă că mai am încă 10 statui de făcut. Colpir, care erau șansele fix când vreau să plec, tu să intri pe server? Așa. Băi, nu știu, viața e ciudată. Da, foarte ciudată. Hai să vezi puțin afară. Ți-am adus un sniffer! Asta e metoda ta de a promova shop-ul tău. Da, da, da. Și mic disclaimer, nu eu am venit cu ideea asta. Am găsit statuia pe internet și am mai modificat-o un pic. Așa, am făcut și disclaimer. Bun. Dar arată puțin ciudățe. Un pic așa. Mai bine dădeai un sniffer direct. Nu, că după aia nu mai cumpărai sniffer. Adevărat, da, nu prea merge business-ul. Da, îți place unde am pus-o? Voi să o pun altundeva? Clar o să o dărâm, dă-ți seama, dar... Era mai ok pe munte. Zici că era mai ok pe munte sus? Păi da, uite, acum eu, de exemplu, vreau să fac un cinematic aici. Ok. Îmi blochează această statuie, din eu vreau să se vadă aici, peisajul. E ok, bro, e ok. Ok, am înțeles. Data viitoare, păi când construiesc ceva, ți-o fac sus. De curiozitate. 10 diamante. Ieftin. Sincer, foarte ieftin. Că eu mi-amintesc că m-am chinuit o grămadă să-l găsesc pe ăsta. Yep, și dacă mai cumperi unul, după aia poți înmulți. Lejer. Da, chiar. Da, și... Numai când am nevoie de ei. Dar florile costă un diamant 8 bucăți. Cum se pare prețul? E bun, asta e ok, că e cam greu. Da, și crescute și necrescute. Și toate... și alea de... Toate. Deci îmi dai flori crescute un diamant. Da, da, bucăți. Și semințe la fel, 8 semințe un diamant. Yeah, that's nice. Yep. Dacă e cam aceeași chestie, orică pui sămânța, orică nu... Nu ai cum să iei mai multe semințe după. Yep. Ideea era să nu mai ai tu de lucru, cumpărătorul să nu mai stea cu bone meal, cu chestii direct. Și-a luat planta gata crescută și-a plantat-o. Ok, am să plec, succes. Eu am înțeles, știam de shop-ul tău, nu trebuia neapărat. Vrei să materialele înapoi? Bă, așa precea că am dat bani pe ele, hai că te ajut să o scoți. Ok. Bine atunci. Asta e ultima statuie pe care o mai aveam de făcut și am zis să fie fix deasupra fermei de lemn a lui Eddie. Bine, fermă de lemn care are o tonă de ferme de lemn pe aici, dar nu contează, fix acolo în vârf. Am avut grijă să nu se spawneze nimic pe deasupra, asta e partea bună. Și sper ca după această promovare oamenii vor cumpăra, pentru că am investit destul de multe diamante. Și oare din partea asta se vede? Nu se vede. Am făcut un sniffer fix pe partea aia în cubul lui Ganicus. Abia aștept să-i văd reacția. Dar, per total, am investit toate diamantele pe care le-am făcut de la magazinul de sniffer. Și dacă oamenii nu cumpără, ei bine, e investiție proastă. Nu neapărat prima pe sezonul ăsta, dar încă una la colecție. Și durează undeva la 5 minute să construiesc fiecare sniffer.
Durează mai mult drumul, dar nu contează. Important este că mi-am dat puțin interesul și oamenii o dărâmă într-un minut. Cum a fost și nenea Colpir, bă, pe bune, nici 5 minute n-o trăit sniferul ăla. Însă, i-a plăcut, asta e partea bună. Partea proastă e că l-o dat jos instant. Iar acum, cred că ar fi momentul perfect să construiesc noua bază, pentru că am o grămadă de lucruri și nu mai am spațiu în turn pentru absolut nimic.